Știu că avem datoria să ducem mai departe ceea ce dumneavoastră ați construit. Știu că avem datoria să ne ducem și să ne punem în aplicare programul de guvernare care are pensionarul în centrul său. Eu vreau să duc acest program la bun sfârșit, atâta timp cât președintele partidului Liviu Dragnea și coaliția de guvernare mă vor susține. Știu că sunt multe de făcut și știu un lucru care cred că trebuie să-l aprecieze orice om din România. Faptul că dumneavoastră întotdeauna ați vorbit de unitate, de consens, de înțelepciune, de unitatea între generații. Și acum, în an centenar, avem nevoie de toate aceste lucruri. Am văzut astăzi sau ieri a apărut evaluările Institutului Național de Statistică și am văzut că avem creștere economică, că România merge pe un drum bun. Și acest drum bun pe care merge România are ca sprijin programul de guvernare, va are ca sprijin pe dumneavoastră, pensionarii din România. De aceea mă așteptam ca la acest rezultat, atunci când iei note bune, să fii un om premiat. Se pare că nu toată lumea este de aceeași părere. Și de aceea mă simt obligată să vă spun dumneavoastră aici, la Consiliul Național al Organizației Pensionarilor Social-Democrați, că nu îmi voi da demisia sub nicio formă, atâta timp cât am sprijinul președintelui partidului, atâta timp cât am sprijinul coaliției de guvernare și atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră.